Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Așa cum v-am obișnuit, în emisiunile noastre, iată că aduc și oameni noi, vin și răspund invitațiilor noastre și vreau să mulțumesc pe calea aceasta că s-a deplasat de la București. Bine ați venit, doamna Anișoara Cismaș. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag! Eu vă mulțumesc că v-ați deplasat special pentru noi și este mare lucru să vă avem aici. Dumneavoastră nu sunteți străini de televiziune, ați mai fost la televiziuni naționale. Deci, în ceea ce privește discuția despre subiectul pe care îl vom dezbate astăzi, nu sunteți străină și, bineînțeles, nici n-aveți trac în fața camerelor de luat vedere. Bine, un pic de emoții există întotdeauna, e natural. E natural, așa este. Doamna Anișoara, pentru început, pentru că sunteți prima oară în studioul nostru și în emisiunea Viață în Armonie, pentru telespectatorii noștri care nu vă cunosc, am să vă rog frumos să vă prezentați, să spuneți cine sunteți, ce faceți și după aceea să vedem ce ne întreabă divinitatea ca să puteți răspunde. Am înțeles. Deci eu sunt Anișoara Cismașu. În acest moment sunt terapeut și profesor într-un sistem de vindecare. Activitatea mea de bază este legată de terapia coloanei vertebrale și se numește aliniament divin. Ce frumos, ce frumos! Aliniament divin, iată că până mă obișnuiesc cu termenul, îl mai strălcesc. Dacă puteți să detailați puțin. Despre terapie? Da. Aș putea să vorbesc un pic despre cum a apărut ea, despre fondatoare. Sigur că da. Fundatoarea se numește Anne Hubner, ea s-a născut în Germania, locuiește într-o localitate mică, Roth. Ea a avut un accident de mașină, a fost o femeie de afaceri. A avut un accident de mașină undeva până în 1990, un accident foarte grav, în urma căruia a fost în comă 3 luni. Și în acea perioadă, care aici a durat 3 luni, dar pentru experiența ei interioară a fost ca câteva minute, ea a călătorit prin tunelul de lumină, într-o realitate angelică, a fost întâmpinată de ființe de lumină, a simțit cum inima îi se deschide și simte o iubire atât de cuprinzătoare și de împlinitoare cum nu simțise niciodată și și-a dorit natural să rămână acolo. Ființele i-au spus că nu poate să rămână, că mai are treabă de făcut pe pământ și ea s-a întors. S-a întors în dureri, fusese scoasă din mașină de paramedici și ambulanță, suferise mai multe intervenții chirurgicale, în urma cărora a rămas cu dureri puternice la bazin și la coloană și s-a spus că trebuie să se obișnuiască cu acea durere, că nu va scăpa de ea niciodată. Iar ea nu a vrut să se resemneze, să spunem, și a început să caute soluții. A călătorit, l-a întâlnit pe Rubens Faria, un vindecător brazilian, asemănător lui João de Deus. Dacă ați auzit, este un alt vindecător brazilian celebru. El face ceea ce se numește operații chirurgicale pe suflet. Taie cu instrumente chirurgicale, dar nu curge sânge și nu există durere și face vindecări miraculoase, să spunem. El a vindecat-o, a scăpat-o de dureri și i-a spus în același timp că ea este menită să fie un mare vindecător. Și lucrurile s-au desfășurat de așa natură că a început mai întâi cu Reiki, a fost fascinată de felul în care funcționează această vindecare cu energie, a practicat mult, i s-au deschis capacități din acestea de percepere subtilă,
a început să comunice cu entitățile, cu îngerii, să fie un medium foarte puternic și astfel, în terapiile pe care le făcea, a putut să observe că oamenii care vin la terapie nu sunt drepți. Bazinul lor este strâmb, coloana este strâmbă și că, indiferent cât de profund este procedura de terapie, oamenii totuși rămân strâmbi într-o anumită măsură. Și a întrebat în lumea subtilă dacă este posibil să-i ajute pe acești oameni. Și atunci i s-a spus că este prezentă pe pământ o energie, sigur ea a fost prezentă din totdeauna, de la începuturi, dar noi nu am putut să avem acces la ea, dar acum umanitatea are acces la această energie și efectele sunt foarte rapide, bazinul se poate îndrepta, scoliozele pot să fie vindecate și așa a început acest proces și această transmitere a acestei modalități de vindecare în lume. Ea ține cursuri în Italia și în Germania. Eu am mers în Italia și am făcut cursul. Cum ați aflat de ea sau ce v-a determinat să faceți aceste cursuri? Ați avut și dumneavoastră o întâmplare sau pur și simplu ați vrut să mergeți, să învățați și să ajutați alți oameni? Pur și simplu universul a complotat, să spunem. Nu auzisem de această terapie și nici nu consideram în ceea ce mă privește că am probleme la bazin sau la coloană. Noi suntem atât de puțin conectați cu corpul nostru, să spunem, că ne vedem mai sănătoși decât suntem în realitate sau mai perfecți. Eu aș spune sub o altă formă, aș spune că suntem nesimțiți în ceea ce ne privește corpul nostru. Așa, și s-a întâmplat ca în 2012 să primesc cartea Școala Zeilor al lui Stefano Dana. Cartea m-a impactat foarte mult și mi-am dorit să-l cunosc pe autor și să învăț de la el. Astfel că l-am urmărit, am aflat de un program al lui care îl făcea în Istanbul, m-am înscris și am mers în Istanbul la acel program desfășurat de profesorul Dana. El fiind de origine italiană, avea în programul lui profesori italieni, printre care și o doamnă foarte drăguță care mi-a vorbit despre aliniament. Și mi-a spus într-o zi, uite, eu aveam spatele strâmb și mă durea bazinul și nu puteam să merg pe munte și pur și simplu zice, nu știu ce se întâmplă, omul acela face un gest, dar eu în timpul acelei terapii spatele meu s-a îndreptat, mă simt mult mai bine, pot să merg foarte ușor pe munte. Acum, sinceră să fiu, eu în momentul acela nu am crezut-o. Suntem noi, Toma, necredincioși. Da, da, deci am zis, Doamne, dar ce creduli sunt oamenii. Nu se poate, adică dacă mintea mea nu trăise niciun fel de experiențe de genul acesta, nu puteam să accept. Dar informația a rămas acolo. Și după ce m-am întors de la Istanbul, am trecut printr-o perioadă, să spunem, de purificare, am fost bolnavă cam o lună de zile, am zăcut. Când am revenit, mă simțeam cumva dezorientată. Nu știam ce mai vreau de la viața mea, nu mă simțeam împlinită cu jobul pe care îl făceam eu la bază, sunt economist și am desfășurat activitate multă vreme în domeniul acesta financiar. Și nu mă mai simțeam împlinită în ceea ce făceam. Și acela a fost momentul, undeva în decembrie, când am primit o invitație de la ea la un eveniment pe care l-a organizat la Roma
cu doi terapeuți de aliniament divin. Ea era organizator. Și am simțit în interior că vreau să văd cu ochii mei despre ce este vorba. I-am scris, mi-am rezervat bilet de avion și am mers acolo. M-a impresionat în primul rând tânărul care a făcut prezentarea. E un bărbat tânăr, în jur de 30 de ani, să spun, dar cu o prezență și un echilibru interior care emana prin tot ceea ce era el și felul în care vorbea, modul în care prezenta lucrurile fără să pună presiune pe audiență, fără să încerce, știți, există Să te o agreseze. tendință de persuasiune, de a ne Forța mâna. forța voia în ceilalți. Nu era nimic de genul acesta, ci totul foarte echilibrat. Eu asta Armonie. sunt, exact, Armonie. asta trăiesc și dacă sunteți curioși, puteți să experimentați, puteți să încercați, dacă nu, e alegerea voastră. Exact, liberul arbitru. Da, și am asistat la sesiuni pentru că tocmai ca oamenii să aibă posibilitatea să vadă că se întâmplă ceva chiar pe loc. Aceste sesiuni sunt deschise sau se fac conferințe cu sesiuni la care se poate asista și am putut să văd că se fac măsurători, să văd că oamenii au spatele într-un fel, că au bazinul într-un fel și după această sesiune. Știți la ce m-am uitat acum? Să văd dacă ați adus riglele. Nu le-am Nu le-ați adus. adus. Haideți să vă spun, stimați telespectatori, despre ce este vorba. Ca și dumneavoastră, nici eu n-am știut nimic, mi-a fost recomandată doamna, pentru că eu, după cum am mai spus în emisiune, am o coxartroză veche, antică, știu de mult, de vreo 17 ani. Și un pic s-a deplasat bazinul. Cineva mi-a recomandat-o pe doamna Gina. Du-te la doamna, fă cumva ia legătura cu ea, pentru că și eu am avut o problemă similară și m-a rezolvat, mi-a echilibrat și bazinul și numai piciorul meu a revenit, că tot așa aveam impresia că este mai mic. S-a scurtat, îmi spunea doamna. Am luat legătura cu doamna Anișoara, sincer nu știam nimic decât exact ce a spus mai înainte, aliniament, Da. așa atât. Mă, zic ok. Cum nu știați dumneavoastră nimic până o aduce aici, așa nu știam nici eu. Aseară m-am întâlnit cu doamnă. Doamnă, i-am explicat. Nu știu nimic despre dumneavoastră, nu știu ceea ce faceți și în momentul în care vin la televizor cu cineva ca dumneavoastră, vreau să nu mă documentez înainte, pentru că dacă m-aș documenta, n-aș ști să pun întrebările în fața telespectatorilor ca să afle și ei despre ce este vorba. A zis ok. Și cu toate astea, zic, acum totuși vreau să văd și cu mine. M-a așezat în picioare frumos, mi-a pus două rigle așa de sus până jos, care sunt două rigle mai speciale. Da, sunt făcute în Germania, au o anume flexibilitate. Și mi-a spus, într-adevăr, sunt deplasate, e deplasat un pic partea bazinului drept. Ok. Și de aici încolo vă las pe dumneavoastră să spuneți ce ați făcut. Eu vă spun doar că în momentul în care m-am ridicat de la acea terapie, nu mai aveam piciorul mai scurt cu un centimetru, ci cu mult mai puțin, adică insesizabil. Pentru că la mine se vede piciorul la genunchi cât este de scurt dreptul față de stângul. Ei, nu mai este. Așa că vă rog, doamnă, să spuneți ce mi-ați făcut. Bine, este mult spus că am făcut eu, pentru că ceea ce se întâmplă vine de dincolo de om. Vine de la o prezență divină, să spunem. Ce se întâmplă în timpul programului acesta de pregătire este că terapeutul este dus încet, încet, sau învăță celul, să zicem, până în punctul în care primește ultima inițiere de la profesor și poate să acceseze
spațiul acela de neutralitate sau de conexiune cu divinitatea în care voia divină se manifestă în momentul prezent și ce poate să facă el sau ce pot să fac eu într-o întâlnire cu cineva este să creez un spațiu de prezență, de primire, în care omul să se poată deschide și relaxa într-un mod în care nu poate să o facă altfel. Corpurile noastre sunt foarte tensionate pentru că ducem o viață în care punem foarte multă presiune mentală pe ele, astfel încât nu suntem obișnuiți să ne permitem unii altora să creștem în planul lui Dumnezeu, cum ne-a gândit și ne-a construit și cum venim construiți genetic în planul sufletului nostru. Și pentru că punem presiunea aceasta și părinții pe copii și oamenii unii pe alții, ne strâmbăm, să spunem. În timpul unei sesiuni se realizează o conexiune foarte profundă de la inimă la inimă, să spunem. Omul este primit într-un fel în care nu este primit poate nici când îl naște mama lui. Și prezența aceea care poate să intervină în acel moment de conexiune profundă reechilibrează lucrurile. E o forță invizibilă. E forța aceasta care ne dă viață, care ne unește cu tot ceea ce există. Ea are puterea să reașeze lucrurile într-o ordine mai înaltă. Omul tot ce poate să facă este să fie un instrument, un canal curat pentru această voie divină, pentru această inteligență infinită. Și până la urmă este energia aceasta divină, este harul lui Dumnezeu. Da. Poți să-i spun Duhul Sfânt care lucrează? Da, putem să-i spunem. Chemați, invocați un arhanghel, chemați pe cineva în mod special sau doar invocați ca Dumnezeu să trimită pe cine știe El că are de trimis ca să lucreze? Nu chem pe nimeni în mod special, nu. Doar invoc ordinea divină. Atât. Și restul, lucrurile se armonizează și se echilibrează atât cât pot să fie ele echilibrate și armonizate în acel moment în voia divină, și se deblochează și se eliberează acele lucruri care pot să fie eliberate în acel moment, rămân lucrurile pe care, din care omul mai are de învățat. Că nu putem să-i luăm omului teste și provocări prin care trebuie să treacă ca să crească în cine este, trebuie el să crească. Aseară nu mă puteam uita în ochii Doamnei, nu știu de ce. Atâta putere emana încât ochii mei se duceau pe sus, se duceau în lateral, nu puteam să o privesc în ochi. După ce mi-a făcut terapia și vreau să spun că a lucrat cu cristale, niște cristale foarte, până la un cuarț alb, da? Da. Așa, și mai avea încă un cuarț cenușiu foarte, mi-a spus dumneavoastră cum se numește, special, făcut, lucrat extraordinar, special pentru asta. După ce mi-a făcut terapia și m-am ridicat de pe canapea, am simțit că zbor. Deci m-am simțit atât de ușurată, m-am simțit atât de, nu știu cum să vă spun, de eliberată de tot, de toată greutatea aceea pe care o țineam pe mine fără să-mi dau seama că o am. Pentru că până la urmă intră parcă în firea omului să ducă sarsanaua aia în spate și nu vrea deloc să o dea jos, acel rucsac care până la urmă e foarte simplu dacă vrei să-l dai jos. Dacă nu poți singur, apelezi la un ajutor. Eliberează-mă, Doamne, de asta. M-am simțit eliberat aseară și am zburat până la mașină, am zburat până acasă, iar acasă am fost altfel.
nu știu, altfel m-am simțit, altfel. Și acum o privesc pe doamna în ochi cu atâta liniște și pace, pentru că îmi dau seama că încărcătura aceea negativă care am avut-o eu nu mă lăsa să vă privesc în ochi. Este o experiență pe care n-am mai avut-o și vă mulțumesc pentru că am reușit să trec prin ea și să mulțumim Divinității că ne-a acordat această șansă să fim împreună și, bineînțeles, eu să văd și să simt și prin dumneavoastră Harul Divin. Mulțumesc! Vreau să spunem telespectatorilor, dacă și dumneavoastră doriți, până la urmă, cum se procedează, ca să înțeleagă și telespectatorul cum procedați dumneavoastră, nu în detaliu, așa, în mare, și să spuneți ce anume faceți în toată această procedură, ce se întâmplă, ce se întâmplă cu omul respectiv. E vorba de chakre. Să explicați dumneavoastră atât cât vreți să explicați. Să știți că în timpul școlii, în timp ce învățăm această procedură, nu ni se dau explicații foarte amănunțite. Adică chiar și în momentul în care primim capacitatea de a face aliniamentul, îl trăim experiența, înțelepciunea profesoarei noastre a făcut ca ea să nu ne dea foarte multe explicații. Pentru că creștem pe măsură ce înțelegem singur ce se întâmplă acolo. Și sigur că am avut și eu nevoia mea de a înțelege cumva procesul. Trecut prin minte? Da, cu ajutorul minții, uh-huh. Că mintea are nevoie ca să se deschidă. Tocmai pentru că ea este cea care ține corpul sub presiune ca să dea drumul armurilor și protecțiilor și să lase corpul să experimenteze ceva nou, are nevoie să înțeleagă beneficitatea, să spunem, a procesului respectiv. Și sunt oameni mai deschiși și oameni mai puțin deschiși și e important să poți să le spui ceva despre proces. Și am descoperit și singură, de-a lungul acestor ani în care fac terapia, prin învățând din fiecare experiență a fiecărui om care a trecut prin ea. Și ce am înțeles eu din această terapie este că se realizează la nivelul inimii o reconectare între corpurile noastre mai joase cu corpurile mai înalte. Câte corpuri avem? Bine, să zicem minim 7, dar care corespund și cu cei 7 centri energetici. Am putea să le enumerăm dacă nu vă cer prea mult? Ar fi corpul fizic, corpul emoțional și corpul mental, care sunt corpurile cu care noi suntem mai familiarizați sau le cunoaștem, avem o experiență. Și apoi este corpul cauzal, corpul budic, corpul atmic sau corpul monadic este al 7-lea corp sau corpul conexiunii cu divinitatea. Așa le cunosc eu, să spunem, în denumirea aceasta. Și o experiență a corpurilor noastre mai înalte sau a conexiunii cu sinele nostru divin sau cu divinitatea, nu avem majoritatea dintre noi, nu avem o experiență directă sau cel puțin nu permanentă. Uh-huh, avem momente de grație divină și recădem în tiparele noastre obișnuite, în modul nostru obișnuit. Ce experimentează oamenii după aliniament este că această conexiune devine mult mai stabilă și anumite tipare reactive pe care le manifestau înainte nu mai au atât de multă putere asupra lor. Dacă înainte intrau foarte ușor într-o reacție, fie să se
apere, fie să îl provoace pe celălalt, să spunem, acum pot să rămână în observator, pot să contemple un pic mai mult situația, să o înțeleagă. Chiar e nevoie să reacționez acum? Chiar e nevoie să mă apăr? Chiar e nevoie să-l conving pe celălalt că am eu dreptate și n-are el dreptate? Nu mai departe de ce am pățit astăzi venind încoace, da, ați văzut foarte bine că erau mulți în trafic care nu-și respectau treaba, nu semnalizau și am fost foarte calmă. Nu m-am enervat, deci am zis, mă, dar de ce nu semnalizez, de parcă m-ar fi auzit? Și atât. Deci, da. Funcționează. Da, da, da. Ceva de genul acesta. Este diferit, să spunem, pentru un copil de un adult. Deși terapia se face și la copii, copilul fiind în creștere și, să spunem, mai crud, mai curat, el este influențabil de maturii din acea familie și nu are putere, chiar dacă este conectat, să spunem, mai conectat decât părinții, copilul nu are puterea în personalitate să poată să se manifeste. Da. Și să poată să-și impună punctul lui de vedere și ceea ce simte el în interiorul lui în fața părinților lui. Nu îi se dă voie, cel puțin nu în cultura noastră, în familiile noastre. Acum mi-a venit gândul acesta și îl spun. Nu cumva se întâmplă același lucru cu copilul nostru interior, care este anihilat de ce este, de fapt, în maturitatea noastră și în experiența noastră de viață? Da, așa se întâmplă. Pentru că, nefiind conectați cu corpul, noi nu ne cunoaștem ființa interioară. Dincolo de carne, să spunem, este o ființă subtilă, vie, simțitoare, inteligentă, dar mai ales simțitoare. Și, de fapt, viața aceasta și procesul de creație și de experiență este pentru ființa aceea interioară. Noi, la originea noastră, suntem ființe vibraționale. Venim din lumină și sunet. Energie. Da. Însă uităm, să spunem, devenim atât de pierduți în lumea gândului și a minții și a materialului, da, încât nu suntem conectați cu noi înșine. Nefiind conectați cu noi înșine, nu putem să-i simțim pe ceilalți sau să ne conectăm profund cu ei. Cred că nici nu realizăm că suntem una cu ceilalți, pentru că totul este o energie în jurul nostru, indiferent de ce fel de materie este, totul este o energie. Și noi suntem cuprinși în această energie, nu? Da, noi nu realizăm lucrul ăsta. Noi avem senzația că masa e masă, lumânarea e lumânare și e din ceară, masa e din lemn, dar totul este energie. Da, totul este energie. Și ca și mai noi condensată. Două suntem o energie care pur și simplu ne cuplăm în spirit, da, și formăm acel ceva care ne unește și vis-a-vis de noi și ceilalți. Nu realizăm totuși lucrul acesta și devenim individualiști. Așa este. Facem parte, să spunem, dintr-o conștiință. Ca și conștiință suntem aceeași conștiință care se manifestă prin individualități diferite. Dar în profunzime, spiritul, conștiința este aceeași și doar în conștiința acestei conștiințe, în conștiința acestei conștiințe putem să trăim și să funcționăm așa cum ne vrea viața în fiecare întâlnire și în fiecare moment. Pentru că când doi oameni se întâlnesc,
viața vrea să îi arate fiecăruia dintre ei ceva nou prin celălalt. Eu să fiu ca o oglindă prin care viața vă arată ceva dumneavoastră sau telespectatorilor, dumneavoastră să fiți ca o oglindă prin care viața mi-arată mie ceva și mă învață ceva nou despre mine și despre viață. Da, este minunat ceea ce spuneți dumneavoastră și faptul că ar trebui să ne și trezim vis-a-vis de lucrul acesta. Nu realizăm de foarte multe ori când întâlnim o persoană care avem senzația și imediat mă duc la ceea ce am discutat noi aseară. Întâlnim o persoană care avem senzația că ne este, nu știu, ne agresează, energetic vorbind, nu suntem bine în prezența ei. Să ne întrebăm de ce, ce e acolo, e ceva totuși, e oglinda mea acolo, da? Și ce e de făcut ca să găsesc eu, ce nu-mi place la persoana aceea, de fapt este în mine. Mi-ați răspuns la ceea ce îmi spuseți, ce vorbeam aseară. Da, mulțumesc. Este o parte din noi care crede că știe cum ar trebui să fie lucrurile. Și tocmai pentru această idee pe care o ține că știe, nu știe voie să se deschidă la ceea ce se întâmplă cu adevărat în acel moment. Iar dacă un om este agresiv și violent și negativ și într-adevăr simt o disturbanță interioară vis-a-vis de o asemenea întâlnire, nu înseamnă că trebuie să devin și eu negativ ca să-l schimb pe el. Pentru că, de fapt, momentul îmi cere ca eu să privesc în interiorul meu și să înțeleg unde-i slăbiciunea mea interioară care mă împiedică să nu pot să rămân în echilibru într-un moment de disturbanță exterioară. De ce disturbanța exterioară e mai puternică decât armonia mea interioară? Treaba mea nu este să-l schimb pe celălalt. Să mă schimb Treaba eu. Mea este să fiu atent la mine și să încerc să fiu în armonie eu cu mine și cu legile vieții în primul rând și doar prin această armonie și echilibru pe care, să spunem, ajung să-l întrupez, pot să îi arăt ceva celuilalt. Îi arăt prin exemplu, nu prin presiune și prin forțare față de el. Da. Corect, așa este. E de lucrat cu fiecare cu fiecare ca să-și, așa este, să poată, da, să ajungă acolo. Nu se face așa, sunt convinsă de asta. Și de multe ori avem de luptat o viață, de luptat cu noi, dacă e în propriu spus luptă, deși până la urmă e o luptă, dacă vrei, că mintea cu sufletul, cu ego-ul, cu ceea ce simțim, e o întreagă discuție și la aici. Și de multe ori este nevoie de cineva care să ne ajute, pentru că nu putem să o facem singuri dacă nu avem cunoaștere și dacă nu avem cum să simțim. Pentru că eu cred că totul e de la acest cuvânt, de la simți. Inima, sufletul, te face să simți. Am avut de câteva ori în viață ocazia să simt că mă doare sufletul. E acel, nu știu dacă e aici sufletul. Nu știu unde este el poziționat în corpul fizic, dar am simțit de aici că se rupe ceva, o durere, o strângere, o ceva care te face să simți că se rupe, că nu știu, n-am cuvinte să spun ce am simțit de câteva ori în viață când am pierdut persoane foarte dragi. Și asta nu poate fi nici exprimat în cuvinte, e clar că este mai sus de noi, mintea noastră, e clar că e doar acolo unde simțim,
și nu putem nici măcar să exprimăm. Atât este de suprem încât nu putem să exprimăm în cuvinte ceea ce se întâmplă. Uneori e nevoie să fim sinceri cu noi și în momentele acestea de durere să ne abandonăm pur și simplu voii lui Dumnezeu, să spunem, și iubirii lui Dumnezeu, și să avem încredere că fie va face o minune pentru noi, fie ne va trimite pe cineva care ne poate sprijini, dar în această trăire de abandon interior se pot deschide posibilitățile. Doar când ne abandonăm, când învățăm să primim, pentru că, revenind la aliniament, foarte mulți oameni sunt așa, aduși de spate. Ghiocel. Și asta arată o închidere. Este fractalul acela al luminii care se duce la maximul lui de închidere. Dumnezeu nu vrea să ne închidă. Dumnezeu ne-a creat ca să înflorim, să ne deschidem. Și în momentul în care acceptăm să primim, acceptăm să primim de la oricine dragostea pe care Dumnezeu o trimite către noi, atunci putem să ne revenim, acea dragoste o simțim și aici în inimă. Și ne îndreptăm. Și ne îndreptăm, da. Apropo de chestia asta, îi spuneam doamnei dimineață când am venit la studio, și iată răspunsul pe care îl dă Divinul. Din cauza poziției, probabil, nu mai pot respira, nu mai respir la întreaga capacitate toracică. Și respir așa, la un sfert. Bineînțeles că la un moment dat ai senzația că te sufoci, pentru că deja cu organismul, corpul nu mai primește aerul de care are nevoie, creierul nu mai este oxigenat și, evident, și plămânul are o funcționalitate mai redusă. În momentul în care realizez că nu respir corect, îmi impun să respir mai profund, că din torace, că din, mă rog. Și acum îmi răspunde doamna și îmi spune, iată că poziția ghiocelului nu ți dă voie să te deschizi. Același lucru și cu respirația. Probabil mi-ați răspuns, mulțumesc și acum. Noi suntem ființe vii, suntem bioforme. Suntem construiți să creștem și să înflorim, precum florile și copacii. Dar ca să înflorim, avem nevoie de seva aceasta a vieții care să curgă prin noi, să curgă de jos în sus. Dacă bazinul aici este strâmb, energia nu are cum să curgă, să ne construiască în sus corpul. De asta e important să ne dăm voie. Ce am înțeles eu în ultimul timp? Am înțeles că procesul acesta de creație a vieții, la un anume nivel, el este perfect și gata, terminat. Aici, în dimensiunea aceasta a timpului în care suntem noi, el e în curs de desfășurare. Și e ca și cum Dumnezeu vine pe pământ încet, încet, prin fiecare om, prin fiecare suflet, prin fiecare inimă. Suntem scânteie divină. Și în procesul acesta de divinizare, de armonizare, de iluminare, să spunem, a materiei, de alchimizare a ei, apar tot felul de sisteme de ajutoare. Ele sunt momente.
dacă ne deschidem și avem curiozitate să vedem. Asta despre ce este vorba? Asta despre ce este vorba? Ne dăm voie să primim ceea ce vine pentru noi. Minunat spus. Da. Și pentru că ne apropiem de finele emisiunii, aș vrea să ne spuneți unde sunteți de găsit, cum puteți fi găsită de telespectatorii care vor să vă cunoască. Există două site-uri. Este www.aliniamentdivin, într-un singur cuvânt.com și acolo la datele de contact găsiți și o adresă de e-mail la care îmi puteți scrie și un număr de telefon la care mă puteți suna. Și există un alt site care se numește www.saranianisoara.ro și vă puteți înscrie acolo să primiți vești de la mine, articole pe blog pe care le scriu și alte informații care poate la un moment dat în viață vă pot fi de folos. Mulțumim tare mult. Vreau să vă întreb dacă noi avem vizualizări și în străinătate și la sute de mii de kilometri, vă spun, pentru că asta a fost feedback-ul pe care l-am primit. Primesc pe privat foarte multe mesaje de mulțumire și de luare de contact cu persoane pe care le aducem noi în emisiune. Dacă puteți lucra și la distanță. Nu. Nu. Ok, pentru telespectatori. Dar Deci. călătoresc oriunde. Adică eu sunt mai mult plecată decât sunt acasă. Înțeles. Și oriunde sunt oameni interesați, dacă se organizează Mai mai mulți, mulți puteți și mă merge. cheamă, sigur eu merg cu drag. Pentru că îmi place să fac ceea ce fac, descoper mereu lucruri noi prin oamenii pe care îi întâlnesc, prin experiențele pe care le trăim și care se deschid atunci în acea întâlnire și înțeleg că face parte din ceea ce vrea Dumnezeu de la mine să fac și asta fac. Exact ce spuneați dumneavoastră un pic câteva minute mai devreme, facem noi cu telespectatorii, vedeți? Doamna spune că fiecare din noi primește la un moment dat ocazia de a se întâlni cu cineva și de a primi ceva de acolo. Totul este să vă deschideți. Ceea ce facem și noi în emisiuni, vă aducem în emisiuni oameni pe care dumneavoastră îi vedeți, vă este transmis ceva, și nimic nu este întâmplător, și atunci, evident, alegeți. După Revoluție, ni s-au arătat atâtea feluri de evoluție, moduri de evoluție, încât este imposibil, dacă vrei să evoluezi, să nu o faci. Da, așa este. Un lucru, în schimb, l-aș puncta, atenție cu internetul, pentru că este destul de riscant să iei anumite lucruri care nu sunt verificate și nu sunt asumate de cineva, scrise și neasumate. Sigur, informațiile trebuie și ele discriminate interior și raportate la ce ne spune inima noastră. Eu am o lege interioară, să spunem, în ceea ce privește învățăturile celorlalți sau transmisiunile sau informațiile care sunt transmise. Dacă simt că se transmite iubire, dacă simt că mesajul este despre conexiune, despre armonie, despre acceptare, despre a crește și a mă ancora încredere în mine, în viață și în Dumnezeu, atunci sunt deschisă. Dacă mesajul este despre frică, despre pericole, despre răutăți, atunci nu-l primesc. Perfect. Pentru că noi suntem o emisiune practică, aș vrea să spuneți telespectatorilor noștri, nu știu,
un lucru practic, nu sfaturi, că sfaturi nu, o recomandare, ceva pentru sufletul lor, pentru a evolua. Lucrul care m-a ajutat pe mine cel mai mult a fost să mă întorc către mine, să mă reconectez cu corpul meu, să mă observ în interior și să observ cine vrea să se exprime prin mine. Sunt vorbele pe care le rostesc, vorbe purtătoare de iubire, sau vorbele pe care le rostesc vor să pedepsească pe cineva, sunt supărate pe cineva, și să iau măsurile pe care pot să le iau cu mine, în interiorul meu, astfel încât mesajul meu să fie un mesaj de iubire și întâlnirea pe care o am eu cu oamenii ceilalți să fie despre conexiune, despre ce ne leagă, despre ce ne crește, despre ce ne iubește și ne face mai iubitori. Și dacă vă observați în relațiile dumneavoastră cu copiii, cu soțul, cu soția, la serviciu și indiferent de ce fac oamenii ceilalți, observați-vă și fiți atenți la inima dumneavoastră și ceea ce exprimați dumneavoastră să nu vină dintr-un spațiu care vrea să-l pedepsească pe celălalt, ci să vină dintr-un spațiu care îi înțelege durerea și poate să aibă și răbdare până când el crește dincolo de acea durere, fără să pună presiune pe el să-l schimbe acum. Mulțumim cu toată inima pentru cuvintele minunate pe care le-ați rostit. Chiar ați acceptat să veniți într-o emisiune Viața în Armonie și ne-ați transmis atâta iubire, căldură și pace pe care eu o simt și cu siguranță și telespectatorii noștri. Cine vrea să intre în legătură cu doamna, puteți să sunați la redacție, vă da numărul meu de telefon și eu am să vi-l dau pe al doamnei dacă este de acord, da? Uh-huh. Ok. Dragi telespectatori, vreau să vă spun, așa ca de obicei, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că ne ascultați, că ne vedeți. Și mulțumesc în același timp doamnei Anișoara că a venit, ne-a mărturisit atâtea lucruri minunate, dar am primit încă un mesaj în discuția mea cu doamna, să mulțumesc și tuturor entităților de lumină și celor care au fost aici prezenți, pentru că le-am simțit prezența. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu că ne este îngăduit să facem ceea ce facem și că ne transmite atâta iubire și atâta putere să trecem peste toate. Mulțumesc încă o dată, doamna Anișoara, și dacă mai aveți ocazia să veniți la Piatra Neamț, vă rog să o faceți cu încredere să veniți și la noi, nu numai la televiziunile naționale, pentru că și noi avem nevoie de dumneavoastră, nu numai ceilalți. Mulțumesc frumos, sigur, mulțumesc pentru invitație și oricând, cu drag, o să-mi facă plăcere să vin aici. Vă reașteptăm. Și pentru că urmează luna decembrie, este luna cadourilor, este luna iubirii, nu uitați, soarele răsare peste toți, mai buni sau mai puțin buni, apune peste toți cu multă iubire de la Dumnezeu, care ne iubește în aceeași măsură și este și din partea noastră datoria să ne iubim așa cum suntem, pentru că toți suntem creația lui Dumnezeu, scânteii divine și copiii Lui. Mulțumim, Doamne, pentru tot. Vă urăm un weekend minunat și rămâneți alături de noi de Radio 1 și 1 TV Neamț. Eu sunt Gina Coșnete și vă urez tot ce este mai frumos și mai bun pe lumea aceasta, dar în mod special să ne iubim și să fim iubiți în același timp. La revedere!